Bună dimineața! Mai e așa un pic până să putem să ne bucurăm și noi de un pic de liniște. Astăzi însă, când avem energie, când nu. Unii dintre noi se simt confuzi, ușor pierduți și nu prea mai știu încotro să o ia. Dacă le permitem, chiar și oamenii dragi nu vor rata nicio ocazie să ne facă să ne simțim vinovați. Dar hai să analizăm fiecare zodie în parte. Berbec! Ești foarte eficient și faci mai multă treabă în două zile decât toată săptămâna trecută. Alți nativi au câteva momente în care își pierd încrederea în abilitățile lor profesionale. Pare că au uitat cine sunt, mai ales dacă munca lor nu este plătită bine. Taur. Unii nativi ori nu au încredere în cineva, ori nu inspiră altora că se pot baza pe ei. Sunt și tauri cărora le-ar putea scăpa un secret pe social media și apoi să regrete că l-au dezvăluit. Gemeni. Cineva te-ar putea pune într-o lumină foarte proastă astăzi. Iar dacă ai desemnat un contract, apelează neapărat la ajutorul unui avocat, pentru că ai putea omite anumite clauze. Rac. Fii mai blând cu tine în cazul în care simți că nu te mai poți concentra la muncă. Mai sunt și astfel de zile. Ar fi minunat dacă ai evita sarcinile dificile și importante. Este o zi numai bună să nu faci nimic important. Leu. Chiar dacă te simți foarte atras de cineva, nu grăbi lucrurile. În momentul de față, ai tendința de a așeza această persoană pe un piedestal. Cât despre copiii tăi, aceștia te-ar putea supăra cu cheltuielile pe care le fac. Fecioară! Sunt șanse mari să pui la suflet cuvintele pe care cineva ți le spune la nervi și să nu poți trece peste. Alte fecioare simt că partenerul nu le conferă siguranță. Balanță! Te zbați, muncești din greu și totuși astăzi te-ai putea plânge că eforturile tale nu sunt răsplătite. Te asigur că este doar o perioadă și că nu va dura la nesfârșit. Scorpion! Nu ai foarte multă claritate pe sector financiar. Drept urmare, ai putea fi mult, mult prea îngăduitor și generos, fie cu copiii, fie cu partenerul. Săgetător! Ești mai sensibil decât de obicei și discuțiile din familie pot deveni insuportabile. Poate că aveai alte așteptări de la o rudă. Capricorn. Evită conversațiile importante și, dacă este posibil, amână să susții o prezentare sau să mergi la o negociere. Dacă ai de luat o decizie, intuiția îți poate juca feste. Vărsător. Nici tu nu știi ce să mai crezi. Dacă ai fi cu adevărat atent, ai remarca că sunt unii oameni în jurul tău care trag foloase financiare de pe urma ta. Pești! Deși erai la un pas să bifezi un obiectiv pe plan profesional, astăzi devine clar că ți se pun niște bețe în roate. Ce-i drept astăzi și ție îți lipsește și motivația, dar și inspirația. Acesta a fost horoscopul. Găsiți mai multe detalii pe contul meu de Instagram, Bianca Nuțu. Să aveți o zi minunată și plină de iubire!